șoc și groază. Primăriei s-a făcut milă de noi și măcar în toiul iernii s-a apucat și-o ras valurile de asfalt de prima bandă. Probabil au cerut șoferii de autobuze, de troleibuze, că se înglodau aici. Dar beneficiem și noi, utilizatorii de transport alternativ. Au trecut doar 2 anotimpuri. Am filmat valurile în primăvară și speram că o să le radă vara. După aceea, vara speram că o să le radă toamna. Și abia în iarnă s-a întâmplat asta. Nu știu dacă le-o ras până la capăt, tot bulevardul, că mai erau și la intersecție de la AFI Cotroceni, de la Politehnică, de acolo. Dar acum nu le văd. Sau încă am ajuns. Cu bicicleta ajungeam mai repede pe jos. Trebuie să mai cuvântez. Dacă am fi mai mulți cetățeni care am cere chestia asta autorităților, le-ar fi clar că e important pentru noi. Dar așa cetățenii zac în ambuteiaje dimineața și seara, în jură când văd denivelări, gropi, alte probleme, dar nu s-apucă să le denunță autorităților, măcar o filmare să facă, să anunțe public despre problema asta. Și na, așa funcționează autoritățile. Ele nu se sesizează decât în ceasul 12-lea. Da, cum am presupus, numai în stație au intervenit, aici valurile au rămas neatinse. Cred că au 5 cm în înălțime, dacă nu mai mult, vreo 10. Și valurile se devin lunecoase și periculoase, mai ales când e zăpadă, polei, dar și după ploaie. Dar asta înseamnă să vrem prea mult, nu? Îmi scuzați. Visez cu ochii deschiși. Poate la anul.